Deputatul PNL Ioan Balan a cerut ministrului dezvoltării Ion Ștefan lămuriri privind programul național de extindere a rețelelor de gaze naturale și de racordarea populației. Ioan Balan a cerut ministrului Ștefan să precizeze data la care anticipează că va demara efectiv programul în cursul anului 2020. Deputatul sucevean a cerut ministrului să precizeze care este valoarea alocărilor financiare pentru prima etapă de implementare a proiectului, câte unități administrativ-teritoriale vor fi cuprinse în acesta, care este valoarea financiară din fondurile europene nerambursabile și care este contribuția de la bugetul național. În acest sens, Balan i-a adresat o întrebare ministrului la care așteaptă răspuns în scris. Ioan Balan i-a solicitat lui Ion Ștefan și date referitoare la județul Suceava, precum numărul de unități administrativ-teritoriale care și-au exprimat intenția de a participa în program, numărul de unități administrativ-teritoriale care vor fi cuprinse în prima etapă a proiectului și numărul total de gospodării din județ care vor fi racordate la rețelele de gaze naturale în următorii 5 ani.